Situația în Mehedin se înrăutățește. Cazurile de COVID-19 au crescut alarmant în ultimele două zile la nivelul județului. Doar în 48 de ore, peste 80 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv. Cele mai afectate localități la momentul actual sunt Vânător și Breznița Motru. Se pare că al treilea val de pandemie a ajuns în Mehedinți. Direcția de Sănătate Publică a înregistrat peste 80 de cazuri de COVID-19 la nivelul județului în doar 48 de ore. Doar astăzi, 41 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv. Este cel mai mare număr de cazuri înregistrat în ultimile luni în Mehedinți. Situația epidemiologică din județul Mehedinți de astăzi, 10 martie, este următoarea. 745 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 118 persoane sunt internate în spitalele suport COVID din județ. 311 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost înregistrate 41 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 și un deces. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 1,23. Odată cu numărul de cazuri, crește și rata incidenței atât la nivelul județului cât și în fiecare localitate. Vânător, Breznița, Motru, Strehaia și Drobeta Turnu Severin sunt cele mai afectate localități, rata de infectare ajungând chiar la 4,08.